Canicula pune mari probleme persoanelor alergice. Simptomele sunt mult mai grave, atrag atenția medicii, care spun că există riscuri tot mai mari în această perioadă cu temperaturi extreme. Această perioadă cu temperaturi caniculare poate deveni o pacoste pentru persoanele alergice. Medicii spun că în aceste zile, fără precipitații, încărcătura din aer a polenului este foarte mare și atrag atenția că simptomele persoanelor alergice sunt mult mai severe din această cauză. În ce în ce mai multe persoane ajung la cabinetele medicilor alergologi cu simptomologie gravă de alergie, iar specialiștii avertizează că există chiar și riscul de șoc anafilactic, mai ales dacă vorbim de perioade foarte lungi cu temperaturi caniculare și fără precipitații. Nu este o soluție să ne refugiem nici în interior la aer condiționat, pentru că multe dintre instalațiile de climatizare nu sunt curățate corespunzător. Expunerea la temperaturi crescute poate determina o varietate de manifestări, la instalarea cărora participă alterarea mecanismelor ce reglează temperatura internă. Asfaltul încins, blocurile care radiază căldura, se numără printre factorii ce amplifică canicula și care pot afecta buna funcționare a organismului, inclusiv în cazul persoanelor clinic sănătoase. În lipsa hidratării corecte și a menținerii unei temperaturi corporale în jurul a 37 de grade Celsius, insolația se produce în momentul în care organismul nu mai poate menține constantă temperatura, fiind depășite mecanismele de adaptare. Epuizarea produsă de căldură apare în urma pierderilor de apă și minerale, prin transpirație în timpul unor activități desfășurate în aer liber sau la interior. Sincopa la căldură se produce colaps circulator din cauza incapacității sistemului circulator de a compensa vasodilatația periferică și deshidratare. Crampe calorice apar în urma pierderilor de minerale la persoanele care desfășoară efort fizic intens, în condiții de temperaturi crescute, fără să se hidrateze corespunzător, relatează medicover.ro.